Pompierii suceveni au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o casă din comuna Ipotești. Detașamentul Suceava s-a deplasat cu autospeciale pentru stingerea focului, care prezenta pericol de propagare la locuințele învecinate din cauza vântului puternic. Nu s-a înregistrat nicio victimă, o singură persoană necesitând îngrijiri medicale, după ce a suferit un atac de panică.